Griji pot măcina sufletele unor tineri de 21 pic de ani, datorii, probleme în dragoste, care vin și trec. Un tânăr din Argeș însă a crezut că nu mai are ieșire și a ales moartea, a scris un bilet de adio și s-a spânzurat. O altă tânără, medic rezident în Târgu Jiu, s-a aruncat în gol de la etajul 2 al unui bloc. Ce a împins-o spre moarte nu se știe clar, dar doctorița a avut zile și a supraviețuit. Viața tinerei părea fără cusur. A terminat facultatea cu nota 10 și era medic rezident în Târgu Jiu. Nu știu. Fata nu mi-a făcut niciodată probleme. Sufletul ei însă era măcinat de gânduri negre. Ea nu vorbea cu nimeni. Deci trecea pe ce nu ne saluta. În cele din urmă, tânăra a decis să-și încheie socotelele cu viața. A sărit de la balconul apartamentului în care locuiește împreună cu unchiul ei. Probabil un moment de scăpare, de slăbiciune. A auzit o voce și asta a fost vocea diavolului, că el ne învață să ne curmăm firul vieții, ca să se arunce de la etaj. Când a fost poliția sus, a luat o vecină, o femeie, a găsit ceva mesaje pe telefon, îndemn la sinucidere. Dar tânăra a supraviețuit saltului. A suferit însă mai multe traumatisme la nivelul coloanei și a fost transferată la un spital din capitală. Nu același noroc l-a avut un tânăr de 23 de ani din Mioveni. A scris un bilet de adio și și-a pus ștreangul de gât. Când l-au găsit rudele, era prea târziu. Era băiat tăcut. Bărbatul a lăsat un bilet prin care își motiva gestul, își cerea scuze familiei și totodată a motivat faptul că avea ceva probleme financiare. Datorii care l-au împins către moarte. Nimeni nu știa de ele, cu atât mai mult cu cât tânărul nu provenea dintr-o familie săracă. Rudele regretă acum că nu și-a deschis sufletul în fața lor ca să-l poată salva.